Astăzi a avut loc o ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, privind modificarea și completarea unui proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membri pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar din Drobeta-Turnu Severin. În această perioadă, la nivelul inspectoratului școlar Mehedinți, au avut loc probele scrise pentru cei care doresc să ocupe posturile de director și director adjuncți din învățământ. Candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă urmează să susțină în perioada următoare interviul. Astăzi, Consiliul Local a desemnat consilierii locali care să facă parte din acea comisie de interviu. A fost o ședință scurtă, cu un singur punct pe ordinea de zi. Reprezentanții Consiliului Local i-am să zic, i-am am dus în fiecare școală unde se vor ține concursurile pentru ocuparea posturilor de manageri. Este important că avem și noi un rol, primăria, pentru că școlile sunt proprietatea noastră a Consiliului Local și nu ne este chiar indiferent cine și cum conduc aceste școli. Pentru că pe lângă procesul de învățământ, școlile trebuie să aibă și buni manageri, oameni care să se preocupe de bună funcționare a clădirilor, de utilități, de banii necesari pentru ca aceste școli să funcționeze și este important și din punctul nostru de vedere, de vedere al autorităților locale, cine și cum ocupă aceste locuri de manager. Să sperăm că toți cei care vor, se vor prezenta vor fi apți și din punct de vedere și administrativ, pe lângă procesul de învățământ, să conducă aceste instituții. Eu le urez tuturor succes și să conteze pe o bună colaborare cu primăria și cu primarul municipiului. Este normal faptul ca și Consiliul Local să fie parte din acest proces. Astăzi Consiliul Local al Municipiului Giobeta Turnu Severin a desemnat consilieri locali care să facă parte din aceste comisii de interviu. Este normal ca și Consiliul Local să fie parte din acest proces, deoarece, pe de o parte, toate, toată infrastructura unităților de învățământ, și aici mă refer la terenuri de sport, clădiri, finanțare, mare parte din finanțare complementară vine de la Consiliul Local al Primăriei Municipiului Giobeta Turnu Severin, pentru că noi suntem proprietari, iar pe de altă parte, este normal ca și comunitatea locală, prin intermediul Consiliului Local, să fie implicată în această decizie decizie cu privire la cei care vor să ocupe funcție de director. Atât edilul orașului Marius Creciu, cât și viceprimarul Daniel Cărjan au toată convingerea că cei mai buni o să câștige și va exista o colaborare foarte bună între primărie și celelalte instituții.